Liga a patra fotbalistică și-a consumat etapa cu numărul 21, intrând în linie dreaptă cu ultimele 5 etape ale campionatului. Ultima întâlnire oficială de pe stadioanele județului nu a adus schimbări în fruntea clasamentului, chiar dacă primele 3 clasate parcă au lucrat tare la capitolul gol-averaj. Astfel, Arsenal Malo a învins cu 15-1 în deplasare la Vărăști, Dunăre a trecut peste Real Colibaș cu 6-1, tot în deplasare, iar Unirea Izvoarele a învins cu 5-1 la Prundu, din poziția de gazdă. Dar iată toate rezultatele etapei cu numărul 21. Cu 5 etape înaintea finalului de campionat, Dunărea Giurgiu rămâne lider cu 57 de puncte, în urma sa fiind Tunarii din Malu la 2 puncte diferență, iar pe 3 Unirea Izvoarele cu 52 de puncte.